Salutare! Sunt șef Adrian Tihulcă și astăzi vom găti împreună rețeta de crème brûlée exact ca la loft. În cutie vei găsi ingredientele numerotate în ordinea preparării lor. Pasul numărul 2, vom trece la gătit. Pentru această operațiune am nevoie de o tavă de cuptor. Voi desface formele pentru crème brûlée. În cutie veți găsi 4 forme. Vom dubla formele pentru o stabilitate cât mai bună a compoziției în tavă. Luăm ingredientul cu numărul 1, compoziția de crème brûlée, și o agităm foarte bine. Am preîncălzit cuptorul la 100 de grade și voi introduce tava în cuptor. Aveți grijă, ușor. Și acum vom pune apa aproximativ 1 cm în tavă. Desertul este gata. Vom face loc pe masă și voi scoate tava din cuptor. Crème brûlée este gata. Îl vom pune la frigider timp de 60 de minute ca să răcească. Crème brûlée-ul s-a răcit și acum ne pregătim pentru caramelizare. Luăm ingredientul cu numărul 2, zahărul. Punem 2 lingurițe de zahăr brun peste fiecare crème brûlée. Acum luăm arzătorul, îl deblocăm și caramelizăm crème brûlée-ul. Aveți grijă să nu vă ardeți. Nu-l apropiați foarte mult de zahăr. Acesta este crème brûlée-ul. Sugestia mea este să serviți cu înghețată de vanilie sau fructe de pădure deasupra. Vă urez poftă bună!